Bună seara! Din cabina de traducere, Adrian Bocăneanu vă spune bun venit la ediția internațională a programului Anul 2000 și dincolo, Descoperiri în profeție. Și acum încă o dată, este timpul ca să ne reunim cu participanții din cele 48 de țări care urmăresc programul Descoperiri în profeție prin satelit. Bună seara, sunt Lonnie Melashenko, gazda dumneavoastră. În aceste ultime seri este un aer de așteptare, de nerăbdare. Ultimele seri sunt așa de încărcate, așa de pline. Pastorul Mark Finley va vorbi în seara aceasta asupra unui subiect cât se poate de important, păcatul de neiertat și Duhul Sfânt. Doresc să vă rugați în seara aceasta pentru pastorul Finley când își pregătește mesajul. Ieri, aici, aproape de noi, în spatele casei, s-a întâmplat ceva special. La Cape Canaveral a fost lansată o navă cosmică spre Marte. De când a fost conceput proiectul acesta și apoi până la realizarea lui au trecut 10 ani. A fost extraordinar. Dar iată, seară de seară și de aici s-au lansat alți sateliți, de fapt 2, 3, 4. În felul acesta s-au pregătit 10.000 de astronauți care de pe planeta Pământ în curând vor porni în cea mai mare invazie spre spațiu a istoriei. Pregătiți-vă pentru zborul vieții voastre. Dar pentru aceasta, pentru ca solia aceasta să ajungă în 48 de țări, este nevoie de vreo 12 limbi, o mulțime de traducători. Avem acum în spatele nostru aici pe pastorul Frank Gonzalo, care vorbește pentru lumea de limbă spaniolă. Îl avem din Canada pe pastorul George Sherman, care traduce în franceză. În partea cealaltă este traducătorul de limbă portugheză, Armin Roden. Vorbește pentru Brazilia, America de Sud. Și acum, un raport special, Brad Thorpe, coordonatorul traducătorilor, ne vorbește despre cum se face acolo traducere. Descoperiri în profeție se transmite în 12 limbi europene de la Centrul de Comunicații. Iată, aici se lucrează. Suntem zilnic în comunicare cu centrele europene. Moses Primo este inginerul de la turnul de control, apoi limbile acestea se împletesc. Ascultați ce se întâmplă în camera de sunet. Sunt pastorul Roman Halupka din Polonia și am marele privilegiu ca să traduc pentru Descoperiri în profeție pastorul Mark Finley. Traduc în limba poloneză pentru toți cei care vorbesc limba poloneză. Doresc să adaug că aceasta nu se întâmplă numai în Polonia, sunt mulți în Latvia, Lituania și Ucraina, în Belarus, unde vorbesc poloneza. Înțeleg mai bine poloneza decât limba rusă. Numele meu este Odd Henrik Olsen, vin din Norvegia. Lucrez acolo ca pastor și sunt capelanul unui mic centru sanitar. Vin din Iugoslavia. Dar trebuie să vă spun că nu există nicio limbă numită limba iugoslavă. Eu traduc pentru cei care vorbesc limba sârbă. Numele meu este Iosef Silvasi. Sunt președintele Uniunii Adventiste din Ungaria. Numele meu este Miroslav Gidara și vin din Croația. Hello, my name is Artyom Khachaturian. Numele meu este Artyom Khachaturian, sunt din Rusia. I should say I am
Sunt cetățean al Federației Ruse, dar naționalitatea mea este armeană. Și diviziunea Euroasia mi-a cerut ca să vin să traduc din engleză în rusă și sunt bucuros pentru acest privilegiu. Bună seara, prieteni, sunt Klaus Schmitz din Germania și păstoresc Biserica Adventistă Waldfried din Berlin. Sunt aici în Statele Unite acum pentru traducerea în limba germană. This is Adrian Bocaneanu. And I have the privilege am privilegiul ca să fac traducerea pentru câmpul românesc. În România, mai mult de 400 de comunități participă la acest mare proiect. Acesta este miracolul traducerii, o interpretare modernă a darului limbilor din Apocalipsa 2. Acum, oriunde vă aflați, așezați-vă comod în scaun, relaxați-vă și vom fi binecuvântați cu darul muzicii. Charles Hogabrook va cânta despre iubirea de la Calvar. Only Jesus. Numai Iisus. There's a yearning in all our lives that only Jesus in toată viața noastră pe care numai Isus o poate împlini. Calvary's love will sail forever, bright and shine, strong and free, like an ark of peace and safety on the sea of human need. Of all the ages, those tired of sailing on their own, finally rest inside the shadow cast by Calvary's love across their souls. Calvary's love, Calvary's love, priceless gift, Christ makes us worthy of the deepest sin can't rise above. Calvary's love, o valoare pe care nu poate depăși nici cel mai mare păcat. Calvary's love can heal the spirit, life has crushed and cast aside and redeemed till the heaven's promise fills with joy once empty eyes. So desire to tell the story of a love that loved enough to die. It burns away all other passions and fed by Calvary's love becomes a fire. Și atunci când iubirea de pe Calvar suflă în ea, aprinde un foc. Iubirea de pe Calvar, iubirea de pe Calvar. Christ makes us worthy of the deepest sin. Darul cel mai prețios al lui Iisus. Iisus ne-a făcut vrednici.
așa încât cel mai adânc dintre păcate nu se poate ridica deasupra iubirii de pe Calvar. Calvary's love has never faltered. Iubirea de pe Calvar all its wonder niciodată nu a slăbit. Souls still take eternal passage. Sins atone and heaven gain. Sins atone către veșnicie. And heaven gain. Și vom câștiga cerul. And heaven gain. Iertați, ispășiți pentru păcate și cu cerul câștigat. Some people sing with their voice and unii cântă cu glasul, alții cântă cu sufletul, cu toată ființa. Îl apreciez așa de mult pe Charles. El cântă din adâncul sufletului, din ființa lui. Ați apreciat, ați prețuit muzica, am fost foarte mult binecuvântat. Un vorbitor care nu poate să vorbească după ce l-a ascultat pe Charles, îmi pare rău pentru cineva care n-ar putea să predice. Și instrumentul a fost așa de bine înalt. Kelly la pian, Jody la orgă. Vreau să vă amintesc că aceste instrumente ne-au fost puse la dispoziție de o firmă care ni le-a pus la dispoziție gratuit. Să le mulțumim pentru aceasta. Unii dintre dumneavoastră v-ați programat mașina ca să vină aici sau în locul în care obișnuiți să mergeți. Unii ați învățat pe din afară orarul trenului și săriți imediat în tren. În alte părți, oamenii merg pe jos prin roaie și ploi, în altă parte cu căruța, cu cai. Dar vin și mereu. Câți dintre dumneavoastră ați venit? Câți dintre dumneavoastră ați fost de 15 ori sau mai mult? Minunat! Laud pe Dumnezeu pentru fiecare dintre dumneavoastră. Aici, în Statele Unite și Canada, în Europa, cel puțin de 15 ori. Aceasta este a 25-a noastră întâlnire. Și această parte a seriei se va încheia. Vom încheia această parte a seriei. Eu vom încheia mâine seară. Aceasta vă stârnește curiozitatea. Atunci veniți mâine seară ca să spun până la capăt. Să aflați ce a fost această parte și să aflați ce va fi mai departe. În zilele acestea am făcut un zbor pe deasupra Apocalipsei, dar cum ar fi dacă am face un studiu al Apocalipsei verset cu verset? Apocalipsa, ceea ce am studiat acum, capitol cu capitol, ne pregătește pentru un studiu mai amănunțit. Mâine seară am să vă spun despre cursurile care vor începe în localitățile din care veniți, o dată pe săptămână sau de două ori pe săptămână. Organizatorii locali vă vorbi despre acesta, fiecare loc își va alcătui programul său. Acesta este doar un început. Nu este un pisc spiritual după care coborâm și nu mai avem nimic de a face. Vă aduceți aminte, Iisus a vorbit despre casa proaspăt măturată și nimic înăuntru și vin demonii și Iisus a spus că atunci când casa este măturată,
măturată, trebuie să o umplem cu lucruri bune. Mâine seară voi vorbi despre punctul culminant plin de glorie al Apocalipsei. Cum vom fi în ceruri? Ne vom cunoaște unii pe alții? Voi fi într-o parte eu, într-o parte soția? Și va fi o arătare așa vaporoasă, luminoasă și zic, ești tu, scumpa mea? Apoi se spune că în ceruri se va cânta la harpă. Nu vreau să cânt 1000 de ani la rând la harpă. N-am nimic împotriva harpei, dar vreau să fie ceva atrăgător. Apreciez foarte mult faptul că a susținut întâlnirile acestea. Ele au costat multe mii de dolari. Și seria aceasta a fost sprijinită financiar de creștini consacrați care îl iubesc pe Iisus și doresc să vadă solia aceasta transmisă mai departe. Vreau să știți că darurile pe care dumneavoastră le dați nu se adună aici, ci ele vor fi folosite în locul în care vă aflați pentru Biblie, pentru literatură, pentru a face cu putință un program asemănător în viitor. Aici, în Orlando, s-au strâns până acum în jur de 50.000 de dolari. Nu fac un apel patetic, doar vreau să știți că mai avem nevoie încă de circa 15.000 de dolari aici, în Orlando. Dacă Dumnezeu vă încurajează, vă mișcă sufletul ca să faceți o donație, este bine, știți, acesta va fi ultima colectă. Dacă în inima dumneavoastră Dumnezeu vă încurajează ca să faceți ceva special, atunci luați, vă rog, plicul acasă, deci plasator, vă rog ca să mergeți acum și să distribuiți plicurile pentru darul de mâine seară. Aduceți darul mâine seară și Duhul Sfânt vă va îndemna cu privire la ce aveți de făcut. Fie că darul dumneavoastră va fi mic, fie că va fi mare, Dumnezeu îl va înmulți și va fi folosit pentru a duce mai departe lucrarea lui Dumnezeu și Evanghelia în lumea întreagă. Va fi folosit pentru răspândirea Evangheliei în localitatea dumneavoastră. Deci, plasatorii transmit acum plicurile pretutindeni pentru cei care participă la această serie bazată pe profeții. Vă mulțumesc pentru felul în care Dumnezeu vă conduce ca să oferiți daruri prețioase. Este întotdeauna un privilegiu pentru mine când mă întâlnesc cu colegii mei, cu prietenii mei, dar am privilegiul ca să vă prezint un mare conducător al bisericii, un om cu o mare viziune a Evangheliei, un plin de energie. Vreau să vă prezint pe pastorul Al McClure. Este un mare om al lui Dumnezeu, care are o adevărată viziune. Pastorul McClure, probabil mai mult decât oricine altcineva, a fost forța conducătoare în spatele acestei serii de descoperiri în profeție în 1995, acum în 96. Pastorul McClure este președintele organizației din Nord America Adventiștilor de ziua șaptea. Am fost împreună în 1995 când am început cu circa 700 de biserici și ne întrebam atunci, va merge, vor veni oamenii? Care a fost viziunea, care a fost pasiunea, ce a fost în inima dumneavoastră care v-a determinat, v-a creat simțământul acesta, că da, poate că este în planul lui Dumnezeu. Da, Mark, ai dreptate, au fost multe persoane sceptice la început, nu se mai făcuse nimic de felul acesta înainte. De ce să meargă? De ce să reușească? Dar Dumnezeu a condus un grup de persoane să ia în serios însărcinarea Domnului Hristos de a duce Evanghelia lumii întregi și în lumea întreagă pentru fiecare bărbat și femeie. Și au spus, trebuie să o facem. Trebuie să ducem această solie a celor trei îngeri care zboară prin mijlocul cerului. Celor care au nevoie să audă. Dumnezeu a binecuvântat. Ne-a dăruit această viziune cu rezultate cât se poate de uimitoare, mai mult decât ne puteam imagina. Mă gândesc la Apocalipsa 14, îngerii care zboară prin mijlocul cerului. Nu pot să nu mă gândesc că cel puțin parțial
Dumnezeu a văzut că mesajul său, lucrarea sa, se va împlini prin, prin tehnologia sateliților. Pastore McClure, am vorbit despre diferite țări care ascultă, care urmăresc prezentarea aceasta prin satelit. Totuși, America de Nord a oferit finanțele pentru satelit, pentru baza tehnică. Ați vrea să ne vorbiți puțin despre localitățile din America de Nord, participarea, ce se întâmplă aici în Statele Unite și Canada. Este greu ca să știm cu exactitate câte locuri avem, dar oricum între 1700 și 2000 de locuri în Statele Unite și Canada, plus alte sute în alte părți ale lumii. Deci 1700 până la 2000. Cam câte persoane au participat la deschidere? În jur de 150.000 de persoane. 150.000 de persoane care participă în Statele Unite studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Din nordul Alaskei până în Florida. Vă puteți gândi la niște locuri cu o participare foarte serioasă? Da, un loc în care sunt 5.000, în statul Michigan, în 79 de locuri, sunt 5.000 de persoane. Apoi în statele din nord, cam 200 de locuri cu 16.000 de persoane. Atâtea persoane despre care nu știm, pe care nu le cunoaștem. Este incredibil să vină oamenii să privească la un ecran, să ascultă o predică și să răspundă. Este puterea lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu lucrează într-un mod special. Cu siguranță că sunt istorisiri pe care le auziți și care ating inima, care mișcă sufletul. Și noi primim aici. Ați vrea să ne împărtășiți ceva? Oh, sunt foarte interesante istorii. Aș vrea să vă spun despre un bărbat cu numele Frank. Omul acesta merge cu mașina 160 de kilometri pe seară ca să participe la descoperiri în profeții. El locuiește într-o mică localitate numită JS în Mississippi. Și acolo nu este un satelit, un receptor de satelit. El este adventist de ziua 7. Nu, soția lui era adventistă și l-a încurajat să meargă, dar el era foarte sceptic și în cele din urmă s-a hotărât ca pentru o seară să meargă. A mers o seară și a fost așa de prins de ce a auzit acolo, încât a continuat să meargă seară după seară. Și el a spus, am auzit cuvântul lui Dumnezeu fiind predicat și nu mai pot lipsi. Nu numai că Frank a continuat să vină, dar a început să-și invite prietenii ca să vină. Nu erau destule mașini pentru cei care voiau să vină. 3-4 mașini seară de seară, 160 de kilometri. O mică caravană, nu? Care mergea. Ce va face Frank când se termină seria aceasta? El va cumpăra casetele video, va închiria o sală în localitatea lui și își va invita prietenii ca să vină și să participe la seria aceasta pentru ei înșiși. El crede că cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie predicat. Dumnezeu să te binecuvânteze, Frank, dacă ne asculți acum. Și cred că mai sunt 1000 ca tine care vor face la fel. Vor închiria săli și vor cumpăra benzi video. Sunt tineri care privesc, dar care nu sunt din Statele Unite. Vreau să vorbesc despre Taran Kapoor. El studiază la o școală din New York, dar el este din India. El a venit din India ca să studieze aici, la liceu, în statul New York. Taran a început să-L cunoască pe Dumnezeu și pe Fiul Său, Iisus Hristos. Și de curând am primit un fax în care el spunea, l-am ascultat acum câteva seri pe pastorul Finley și l-am ascultat vorbind despre o femeie hindusă care l-a primit pe Dumnezeu. Și el a spus, eu sunt în aceea situație. Eu sunt hindus. Este bine dacă îl accept pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos? Mi-a spus că fusese așa de singur, adesea se închidea și plângea, dar de când l-a cunoscut pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos, viața lui s-a schimbat.
și acum este bucuros și îl împărtășește pe Domnul Hristos colegilor săi. Îl salutăm în seara aceasta și pe Taran Kapoor. Uneori Dumnezeu lucrează, conduce pe oameni din India sau alte țări aici ca să asculte Evanghelia, adevărul. Pastore McClure, vreau să știți că aici în Orlando și pretutindeni apreciem conducerea dumneavoastră spirituală, pasiunea de a transmite Evanghelia Domnului Hristos lumii întregi. Vă mulțumesc așa de mult că ați fost cu noi în această seară. Vă mulțumesc pentru felul în care Dumnezeu vă folosește. Ca să vadă pe omul acela din Galileea. Doar un dulgher, îmi spuneau că îi duce pe cei fără minte în rotacire. Totuși mulți îngenuncheau și aduceau laudele. Și în ochii lui îi prindeau o strălucire a puterii. Care vede inima oricărui om, pentru că El cunoaște ce este în mintea Tatălui, în sufletul Tatălui și cuvintele Tatălui, pentru că El vine în numele Domnului. Este putere în numele Domnului. Speranță în numele Domnului. Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Sunt aproape fără putere. Când nu am nimic ce pot să fac decât să mă bizuiesc pe Tine și pe puterea care vine de la Tine. Și atunci când este cu noi atunci când mergem în numele Domnului. Este putere în numele Domnului. Este tărie în numele Domnului. Este speranță în numele Domnului. Ce vine în numele Domnului. Numele Lui că se va aduce închinare pentru totdeauna. Creator, răscumpărător și împărat. Este putere în numele Domnului. Este tărie în numele Domnului. Este Cel ce vine. Blessed is He who comes. Blessed is He who comes.
este cel ce vine în numele Domnului. I invite you to bow your heads with me as we pray. Să ne rugăm împreună. Oh my Father. O Tatăl meu. There is power. Este putere în numele Domnului. There is strength. Este tărie în numele Domnului. There is forgiveness. Este iertare în numele Domnului. There is mercy in the name of the Lord. Este îndurare în numele Domnului. Fie ca Domnul Iisus cu puterea și iubirea lui să umple inima noastră în seara aceasta, în locul acesta, în numele Domnului Iisus. Amin. Subiectul nostru în această seară este Duhul Sfânt și păcatul de neiertat. V-ați întrebat vreodată ce este păcatul de neiertat? Cu mai mulți ani în urmă, prezentam subiectele acestea în Pittsburgh, Massachusetts. Și într-o seară, la încheiere, salutam pe participanți la ușă și un tânăr s-a apropiat de mine cu o față foarte tulburată și mi-a spus, pastore, vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Sigur, dar el a spus, nu aici. Era palid și tremura, ceva necăja foarte rău, așa că ne-am întors în sală, ne-am așezat și el mi-a spus, pastore, cred că am făcut-o. Ce ai făcut? Cred că am făcut-o. Ce anume? Cred că am făcut-o. Păcatul de neiertat. Ce este, l-am întrebat, păcatul de neiertat? Mulți pun întrebarea aceasta. Ce este păcatul de neiertat? Este păcatul de neiertat crima? Dar să ne gândim, de exemplu, la Moise. Sunt oameni care cred că dacă ai ucis pe cineva, nu vei mai fi niciodată iertat pentru că ai luat viața cuiva. Dar iată, Moise s-a mâniat atunci când a văzut pe un egiptean bătând pe un israelit. Și ca rezultat, Moise a sărit în mijlocul conflictului și Moise, cu mânia lui, a luat viața egipteanului și l-a îngropat în nisip. Moise a comis o ucidere, o crimă. Dar acolo, în timpul anilor în pustie, Moise a simțit prezența lui Dumnezeu, a cerut iertare. Și vă aduceți aminte că Dumnezeu l-a scos pe Moise din pustie pentru ca Moise să conducă pe israeliți din robia egipteană. Moise era omul care comisese o crimă și a devenit omul cel mare al lui Dumnezeu. Prin Moise, Dumnezeu însuși ne-a dat cele 10 porunci. Moise a văzut slava lui Dumnezeu. Deci, în mod evident, crima nu este păcatul de neiertat. Atunci când Moise a ajuns la capătul vieții, Biblia ne spune în cartea profetului Iuda că deși Moise nu a intrat în Canaanul pământesc, Iisus s-a luptat cu Satana pentru trupul lui Moise. Deuteronomul spune că mormântul lui Moise a fost căutat, dar n-a fost găsit. Moise a fost înviat și luat la cer. Iar Matei 17 vorbește despre Moise și Ilie vorbind cu Iisus. Așa cum știți, Ilie a fost luat la cer fără să vadă moartea, iar Moise a fost înviat și amândoi au venit să vorbească cu Iisus înaintea crucificării sale. Iată, Dumnezeu a luat pe un ucigaș și a transformat viața și după moartea lui, Moise a devenit un simbol al celor care vor fi înviați chiar dacă au făcut păcatul acesta. Este minciuna păcatul de neiertat? Vă aduceți aminte când Iacov a venit la tatăl său bătrân și l-a înșelat cu privire la dreptul de întâi născut? Iacob, un înșelător, un mincinos, apoi a fugit, știți? Și vă aduceți aminte că Dumnezeu i s-a descoperit lui Iacob într-un vis și acolo Iacob a îngenunchiat
și s-a reconsacrat viața lui Dumnezeu. Și Iacov a văzut scara cerului. Și Dumnezeu i-a făgăduit acolo, nu te voi lăsa și nu te voi părăsi. Sunt unii care trăiesc o viață de înșelăciune, de minciună și simt că sunt departe de Dumnezeu. Dar Dumnezeu le spune, vă caut, ochii mei sunt asupra voastră, nu voi lăsa și nu vă voi părăsi. Chiar dacă noi nu îl căutăm, el ne caută. Este păcatul de neiertat tăgăduirea Domnului Hristos? Nu. Este păcatul de neiertat tăgăduirea Domnului Hristos? Să ne gândim la Petru. Petru a fost acolo la cina de pe urmă. Și el a spus, Doamne, chiar dacă toți te vor părăsi, eu nu te voi părăsi. Și Iisus i-a spus, înainte să cânte cocoșul de trei ori, te vei lepăda de mine. Petru a spus, nu, eu îmi voi da viața pentru tine. Petru, unul dintre ucenicii, unul dintre urmașii Domnului Hristos, unul care a fost cu Iisus de-a lungul întregii vieți. La cuvintele sfidătoare ale unei slujitoare în jurul focului, Petru, cu cuvintele cele mai urâte și cu blesteme, s-a jurat și a spus, nu-l cunosc pe omul acesta. Iisus avea acum cel mai mult nevoie de el și Petru l-a trădat. Și atunci Petru a primit privirea lui Iisus, privire de încurajare. Dar acest Petru a fost schimbat, acest Petru care s-a lepădat cu blestem de Iisus, a fost schimbat prin harul Domnului Hristos. Acesta care plecase de la Hristos și îl blestemase, a mers afară și a plâns cu amar și Dumnezeu a refăcut viața lui. Și îl vedem apoi schimbat cu totul. În ziua 50.000, el este cel care predică cu putere și 3.000 de oameni au fost botezați. Chiar atunci dacă i-am întors spatele, deși știam că nu facem bine, i-am întors și noi spatele, l-am trădat, ca și Petru, atunci el vine și vrea să-ți refacă viața. Este păcatul de neiertat tăgăduirea existenței lui Dumnezeu și persecutarea poporului său? Poate acesta este păcatul de neiertat. Poate uciderea copiilor lui Dumnezeu. Dar atunci ce facem cu apostolul Pavel? Gândiți-vă la Pavel, persecutorul. Pavel, la cărui plăcere era să-i distrugă pe copiii lui Dumnezeu. Acolo, la poarta Damascului, în timp ce atunci era Saul, avea să fie transformat în Pavel, Saul vede acea lumină orbitoare. Și Saul este trântit la pământ și un glas din cer este auzit. Este glasul lui Iisus pe care el îl persecuta. Saul, persecutorul creștinilor, Dumnezeu îl oprește pe drum. Și Saul devine Pavel, marele apostol, predicatorul Noului Testament, care a scris atâtea cărți, Galateni, Efeseni, Coloseni, Romani, Corinteni și toate celelalte. Poți să fii un mare păcătos, dar avem un mare mântuitor, pentru că harul lui Iisus este mai mare decât nevoia noastră. Îndurarea lui este mai mare decât păcatul nostru. Puterea lui este întotdeauna mai mare decât cătușele care ne leagă. Păcatul de neiertat nu este uciderea, nu este minciuna, nu este blestemarea lui Dumnezeu, nu este nici persecutarea copiilor lui Dumnezeu. Cu siguranță că nu este adulterul, pentru că Maria a comis adulterul și Iisus a spus, du-te și să nu mai păcătuiești. Eu nu te condamn, nu te judec. Dar ce este păcatul de neiertat? Ce spune Biblia despre păcatul de neiertat? Biblia spune, 1 Ioan 1:9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte de păcatele noastre și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă ne mărturisim păcatele, El ne va ierta. Așa că păcatul de neiertat trebuie să fie păcatul pe care nu îl mărturisim, un păcat de care ne ținem, o atitudine de revoltă împotriva lui Dumnezeu, pentru că Biblia zice că dacă noi mărturisim, El iartă. Au venit oameni care mi-au spus, mă simt așa de vinovat, am avut o aventură cu cineva, am furat ceva.
Sunt foarte descurajat din cauza mâniei mele. M-am străinat de copiii mei, mă simt așa de vinovat. Dar ascultați, dacă ne mărturisim păcatele, Domnul Hristos ne iartă. Dacă spui că păcatul tău este prea mare, ca Iisus să-l ierte, îl faci pe Iisus un mincinos. Pentru că El spune că dacă venim cu inimă mâhnită și pocăită, El ne va ierta. În Evrei, Biblia spune așa, pentru că voi fi îndurător cu cei nelegiuiți și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor. Dumnezeu are o memorie scurtă. Auziți? Nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor. Dumnezeu are aducere aminte scurtă. El uită repede. Dacă Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de păcatele tale, Doamne, atunci când le păcătuiești, soțule, soțul s-ar putea să ți le mai amintească. Dacă Dumnezeu iartă păcatul, de ce tu, soțule, îi tot spui iarăși și iarăși? Dacă îți mărturisești păcatul, Dumnezeu spune, eu nu ți-l voi reaminti. Dar tu de ce ți le tot amintești în minte? De ce te tot condamni singur? De ce trăiești în condamnare? Biblia spune, voi fi îndurător cu ei în nelegiuirile lor. Și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele și nelegiuirile lor. Dacă Dumnezeu le iartă, atunci mărturisește-le și uită-le, uită-le. Ești liber în Iisus Hristos. Când Iisus a urcat pe colina Calvarului, sub povara teribilă a crucii s-a prăbușit și apoi corpul lui a fost zdrobit pe cruce, El plătea plata păcatelor mele. Nu este niciun păcat prea mare ca El să nu-l poată ierta. Pentru că Dumnezeu a iubit atât de mult lumea încât a dat pe singurul Său Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Eu îngenunchez și îmi exprim mărturia mea, părerea mea de rău. Mărturisesc păcatul și pocăința mea. Cred, exprim credința mea că viața veșnică este darul Lui. Atunci, Marc, vrei să spui că nu există păcat de neiertat? Ascultați, 1 Ioan 1:7. Sângele Lui Hristos ne iartă de păcatele noastre. Cum se poate întâmpla lucrul acesta? Sângele Lui ne curățește de orice păcat. Atunci ce este păcatul de neiertat? Să citim atunci textul din Biblie care vorbește despre păcatul de neiertat. Cum descrie Iisus păcatul de neiertat? Să vedem ce putem învăța de aici. Citiți împreună cu mine. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului, va fi iertat. Dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt, nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Ce este păcatul de neiertat? Deci este legat de păcatul împotriva Duhului Sfânt, așa spune Biblia. Dar Biblia spune orice păcat, orice hulă, în engleză orice fel de păcat. Ce înseamnă fel? Deci putem spune orice fel de păcat va fi iertat. Păcatul de neiertat nu este un fel de păcat. Nu este un păcat cu un anumit nume, ucidere sau adulter, sau să ridici pumnul cu mânie împotriva lui Dumnezeu, sau minciuna, sau nervozitatea, furtul. Nu, se spune orice fel de păcat va fi iertat. Păcatul de neiertat nu este un tip de păcat. Orice păcat comitem, Dumnezeu este pregătit să-l ierte dacă venim și îl mărturisim. Deci păcatul de neiertat trebuie să fie o respingere continuă a îndemnurilor Duhului Sfânt. Să presupunem că sunt supărat pe producătorul meu, Bruce, și el spune să stau acolo în lumină, dar eu ies din locul de lumină și el spune, Mark, vină înapoi, dar eu
Merg mai departe, mai departe. Mark, vino înapoi, Mark, vino înapoi. Bruce, mai ești acolo? Da, el este încă acolo și mă cheamă, dar eu am ieșit din zona vizuală a lui Bruce, nu pentru că el s-a schimbat, ci pentru că eu n-am ascultat de invitația lui și m-am dus în întuneric. Păcatul de neiertat nu este primul pas sau al doilea pas pe care îl faci, ci atunci când Dumnezeu te cheamă și tu continui în mod stăruitor să mergi împotriva lui, este posibil ca mintea să ajungă așa de împietrită și inima să devină atât de împotrivitoare, încât să nu mai auzi glasul lui Dumnezeu. Nu mai simți îndemnurile, invitația lui Dumnezeu. Dacă cineva îți spune că dacă nu auzi astăzi glasul lui Dumnezeu, înseamnă că ai comis păcatul de neiertat, sunt oameni care n-au cunoscut sau s-au împotrivit multă vreme, dar în viața lor s-a întâmplat o schimbare dramatică, un eveniment a apărut, s-au întors la Dumnezeu. Deci Biblia spune că este posibil ca să intrăm într-o stare de păcat și să păcătuim și să vrem să păcătuim mai departe și în cele din urmă ne întărim atât de mult în păcatul încât nu mai vrem să auzim glasul lui Dumnezeu. Unii spun, dacă totuși noi care suntem aici am comis păcatul de neiertat. Vreau să vă spun că dacă ați fi comis păcatul de neiertat, probabil că n-ați fi aici. Cei care au comis păcatul de neiertat nu au niciun interes în Biblie, în Iisus, în lucrurile lui Dumnezeu. Dar dacă înțelegem felul în care Duhul lui Dumnezeu a lucrat în timpurile biblice, vom înțelege în ce fel lucrează acum în inima noastră și vom înțelege și ce este păcatul împotriva Duhului Sfânt. Creștinismul nu este un crez, o doctrină, chiar dacă are o doctrină. Comunismul, de exemplu, are o doctrină și este o doctrină. Creștinismul nu este o doctrină. Comunismul este o doctrină rece, neatrăgătoare. Comunismul este o doctrină, confucianismul este o doctrină, dar creștinismul nu este doar o doctrină, este o putere. Creștinismul nu este doar un set de crezi doctrinal, este și aceasta. Creștinismul este mai mult decât atât, este puterea supranaturală care intră în viață și te schimbă. Devii o persoană cu totul schimbată. Să facem un pas înapoi și să studiem această extraordinară lucrare a Duhului Sfânt. Iată la creațiune, Geneza 1:2. Pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Vedeți, în Geneza se spune, Dumnezeu a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, să facem, vedeți, persoanele divinității, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și când Dumnezeu a rostit cuvântul Său Creator, El a rostit și Duhul Creator a luat cuvintele și le-a transformat în creațiune. Duhul Sfânt a avut un rol activ în creațiune. La creațiune. Dumnezeu a spus să se retragă apele și să iasă terenul uscat și cuvântul Dumnezeului celui viu, transmis prin Duhul lui Dumnezeu, a devenit realitate, căci din nimic răsare pământul. Când Duhul lucrează, din nimic se creează ceva. Dumnezeu a spus să apară pom roditor și Duhul Sfânt a adus la existență pom roditori minunați, care au înfrumusețat peisajul. Dacă Dumnezeu are o asemenea putere prin Duhul Sfânt, încât ține în frâu valurile, poate să țină în frâu valurile răului în viața ta. Dacă are atâta putere încât rostește și se creează din nimic, Duhul Sfânt poate să ia viața voastră și să creeze ceva din nimicul vieții tale. Dacă a putut să creeze, poate să creeze fructele minunate ale iubirii, ale dragostei, ale bucuriei, ale păcii în viața ta. Dumnezeu a putut să aducă lumină
în întunericul lumii noastre. Tot așa Dumnezeu poate să intre în întunericul vieții mele și al vostru și să aducă lumină și strălucire. Cuvântul prin Duhul Sfânt este putere, este lumină, ne ridică din apăsare și deprimare, din descurajare. Duhul Sfânt ne dă putere să rupem lanțurile care ne leagă. Duhul Sfânt recrează viața noastră din uscăciune, din nimic, din întuneric. Duhul lui Dumnezeu creează. Duhul lui Dumnezeu ne atinge și ne schimbă. În zilele lui Noe, pentru 120 de ani, Noe a predicat despre distrugerea lumii prin potop, în societatea aceea fără Dumnezeu, societatea aceea mereu în căutarea senzațiilor tari, societatea aceea care și-a pierdut busola morală de corupție, violență și beție. Și în societatea aceea Duhul lui Dumnezeu lucra. Dumnezeu a spus, Duhul meu nu va rămâne pururea cu omul sau nu se va lupta pururea cu omul. Duhul lui Dumnezeu lucra și atunci. Duhul lui Dumnezeu atingea inima lor, bătea cu delicatețe la inima lor. Duhul Sfânt ne convinge de păcat atunci când ne deschidem inima. El face în noi o minune divină prin Duhul Sfânt. În zilele lui Noe a fost însă atâta împotrivire. În zilele lui Noe a fost o împietrire a inimii, o închidere a minții. Și atunci când apele potopului au venit în zilele lui Noe, bărbați și femei au fost pierduți. Nu pentru că nu ar fi putut să fie mântuiți, au fost pierduți, nu pentru că Dumnezeu nu le-a dat ocazia, unii dintre ei au fost pierduți datorită faptului că posesiunile lor materiale au fost mai prețioase, pentru că pentru unii dintre ei, prietenilor și legăturile lor sociale au fost mai prețioase decât să-L urmeze pe Iisus. Duhul lui Dumnezeu a impresionat mintea lor, le-a dat o ocazie, le-a descoperit ce e bine și ce e rău, dar în zilele lui Noe au fost mii, zeci de mii care s-au pierdut pentru că s-au împotrivit îndemnurilor Duhului Sfânt. Studiind Biblie și Duhul Sfânt vă impresionează să faceți ceva. A te împotrivi îndemnurilor Duhului Sfânt este ceva extrem de grav. Biblia spune, Ioan 16:8, când El va veni, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Cine te face să simți că ceva, ai greșit ceva? Ai avut vreodată un simțământ copleșitor că ai greșit, că ai făcut ceva rău? Când aveam vreo 17 ani, eram începusem să cunosc pe creștini, multe lucruri nu le cunoșteam încă, și un prieten mi-a spus, hai să vedem, prietenii au zis, hai să vedem cum am putea să intrăm fără bilet la cinema. Nu eram încă un creștin consacrat, erau presiunea colegilor. Știți cum este la film? Că intri prin ușa din spate și ieși prin cea din față. Unul a cumpărat bilet, a intrat prin ușa din spate, s-a dus până în față și când plasatorii nu erau acolo, s-a îndreptat spre ușa din față de ieșire, a deschis-o puțin și a pus acolo o bucățică de lemn ca să rămână deschisă. Și noi am văzut crăpătura ușii, am deschis-o puțin și am început să intrăm. Vă puteți imagina cum târșeam pașii pe... O doamnă zice, da, o să vorbim despre asta la sfârșit. Aduceți-vă aminte, nu eram încă creștin și ne strecuram în sală și deodată mi-am dat seama ce spune Biblia. Când vine Duhul Sfânt, ne convinge de păcat și de judecată. Eram acolo și în fața mea erau trei oameni. Și imediat am început să mă gândesc, dacă mă vede tata acum, dacă mă vede mama acum, dacă o să apară în ziarul local, o să apară un anunț. Mă simțeam deja stând în fața judecătorului. Prietenii mei,
Nici nu pot să vă descriu ce simțământ de vinovăție am simțit atunci. Vă dați seama, nu puteam să merg nici înainte, nici înapoi, eram blocat. Am sărit și am spus, la revedere, băieți, și am fugit. Vedeți, când Dumnezeu te mișcă să faci ceva, când simți acel glas, când ești într-o aventură, într-o relație ilicită, știi că e ilicită, știi că este rău. Inima ta îți spune că e un păcat. Nu te gădui glasul acela care spune. Dacă în afacerile tale ești necinstit, Domnule, știi că faci ceva ce nu este bine. Știi că nu e chiar potrivit cu legea. Nu te gădui, nu îndepărta glasul lui Dumnezeu care îți spune. Duhul lui Dumnezeu îți vorbește despre sabat, sabatul Bibliei. E Duhul lui Dumnezeu care... Și tu continui să lucrezi. Nu te simți bine. Duhul Sfânt îți vorbește că anumite practici din viața ta, alcoolul sau tutunul sau altele, nu sunt corecte. Îngăduie Duhului Sfânt să te convingă de păcatul tău, să aducă o nouă viață. Atunci când Domnul Iisus a fost botezat, Biblia ne spune că atunci când Domnul Hristos a fost botezat, Duhul Sfânt a coborât peste el. Sigur, aceasta nu înseamnă că până atunci Domnul Hristos fusese străin de Duhul Sfânt, dar Domnul Hristos se pregătea să intre într-o perioadă de mari ispite în pustie. Și înainte acestor mari ispite, Duhul Sfânt ca un porumbel a coborât peste el ca să-l pregătească pentru marile ispite ale lui Satana. Vestea cea bună este că Duhul Sfânt ne întărește împotriva ispitelor. Noi nu trebuie să luptăm împotriva lui Satana singuri. Noi nu putem să facem față lui Satan, dar în Iisus Hristos, atunci când Hristos vine în inima noastră, se produce o transformare. Biblia numește această transformare nașterea din nou. Biologic ne naștem odată, dar Iisus, iată, vorbea cu Nicodem. Nicodem avea convingeri corecte, parțial. Nicodem era iudeu. Acesta era poporul ales al lui Dumnezeu. Nicodem se ocupa de partea formală, structurală a religiei. Dar Iisus îi spune lui Nicodem, vântul suflă încotro vrea, îi auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Și apoi Iisus îi spune, tot așa este, cu oricine este născut din Duhul. Atunci când ne naștem biologic, preluăm anumite trăsături ereditare de la părinți, dar Iisus spune că trebuie să aibă loc o naștere din nou. Duhul Sfânt va intra în viața ta, va schimba viața ta dacă îi îngădui. Te va transforma într-o ființă cu totul nouă. Ați venit la Iisus? Ați îngenunchiat înaintea Lui în liniște acestei săli? L-ați rugat să vă elibereze de mânie, de resentimente, de teamă, de poftă. Ați venit înaintea Lui să îngenunchiați înaintea Lui și să spuneți, Doamne, sunt al Tău, dar nu mă pot schimba. Ați participat la aceste întâlniri, doriți să faceți schimbări, dar nu puteți. Vreți să vă schimbați viața. Trebuie să vă deschideți inima în mod conștient, să faceți o alegere conștientă pentru o putere din afara voastră. Duhul Sfânt ne convinge de păcat, ne schimbă inima, ne conduce în adevăr. Vedeți cine este cel care descoperă adevărul? Iată, Duhul Sfânt este canalul de comunicare al lui Dumnezeu. Dar când va veni El, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi despre tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Ioan 16:13, Biblia spune că Duhul Sfânt ne conduce în adevăr. Participând la aceste întâlniri, auzind adevărul Bibliei, adevărul pe care Iisus, cine ne descoperă lucrul acesta? Iisus. Adevărul, așa cum este în Hristos. Atunci când vii aici, când notezi pe foaia de răspuns că vrei să fii creștin, cine te îndeamnă? Domnul Hristos. Când înțelegi că Iisus vine pe nori, că orice ochi îl va vedea, că nu va fi o răpire secretă, cine este scoperă aceasta?
Duhul Sfânt, prin adevăr, prin Scripturi. El este Duhul adevărului. Cine spune că atunci când cineva moare, așteaptă în odihnă, doarme, până la revenirea Domnului Hristos? Cine ne impresionează ca să renunțăm la alcool, la tutun, la animale, la carne necurată? Cine ne îndeamnă ca să păzim sabatul? Cine ne conduce în tot adevărul? Când va veni Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Dacă Duhul Sfânt mă conduce în adevăr, aceasta însemnează că dacă eu resping adevărul sau mă împotrivesc adevărului, mă împotrivesc Duhului Sfânt care mă conduce spre adevăr. Lucrarea Duhului Sfânt este să-mi deschidă inima și dacă eu n-am venit aici din întâmplare, Dumnezeu este Cel care m-a adus aici ca să aud și să ascult și să înțeleg. Atunci când văd adevărul, când înțeleg adevărul, când înțeleg adevărul, să nu ascult adevărul pe care inima mea îl știe, însemnează să mă împotrivesc cu toată puterea îndemnurilor Duhului Sfânt. Este acesta păcatul de neiertat? Nu este. Dar, prietenii mei, primul pas nu este. Dar dacă tot mereu mă îndepărtez și tot mă îndepărtez, voi fi în cele din urmă, dincolo de glasul care mă cheamă. Dacă îmi împietresc mintea și spun nu lui Dumnezeu și mă retrag tot mai mult din lumina adevărului la întuneric, atunci sunt în pericol. Singura noastră siguranță este că atunci când Dumnezeu ne descoperă un adevăr, să spunem mulțumesc, Iisuse, pentru Duhul Sfânt. Sunt mulți creștini care vin la întâlniri de felul acestea, ei îl iubesc pe Iisus. Și spun, dar eu l-am urmat toată viața pe Iisus. Vrei să spui că am greșit înainte? O, Iisus, Iisus te iubește atât de mult încât trimite pe Duhul Sfânt ca să te învețe mai mult. Trebuie să înveți mai mult. Aceasta nu înseamnă că n-ai fost până acum creștin. Nu înseamnă că până acum nu l-ai iubit pe Iisus, dar Duhul Sfânt are ceva mai mult pentru tine. Și dacă Duhul Sfânt vrea să mă conducă pe mine și pe voi în mai mult adevăr, trebuie să facem lucrul acesta, nu-i așa? Dar cum să fiu umplut cu Duhul Sfânt? În ce fel să fiu atât de plin de Duhul Sfânt? Vin oameni care îmi spun, Marc, ce înseamnă să fiu umplut cu Duhul? Când Domnul Hristos s-a înălțat la cer, El a făgăduit darul Duhului și a spus, mă voi ridica și mă voi înălța la cer și vă voi da darul Duhului Sfânt. Veți primi o putere când Duhul Sfânt se va coborâ peste voi. Doriți putere în viață ca să fiți creștini? Doriți putere ca să-L împărtășiți pe Domnul Hristos și altora? Doriți mai mult decât putere omenească pentru aceasta? Iisus spune, atunci când răspundem la chemarea Duhului Sfânt, cum ne dă Duhul Sfânt această putere a Duhului Sfânt? Și cui dă Iisus puterea Duhului Sfânt? Biblia vorbește cu toată claritatea în privința aceasta. Iisus a spus, dacă mă iubiți, păziți poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor sau ajutor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului. Iisus spune, dacă mă iubiți, păziți poruncile mele și am să vă dau un alt ajutor, un alt mângâietor, Duhul Sfânt. Atunci când vin la Domnul Hristos, primesc adevărul și mă hotărăsc să-L ascult, El îmi dă o putere înnoită, suplimentară, ca să-L ascult și ca să transmit iubirea Lui și altora. Cum? Îl primesc atunci când mă predau Domnului Hristos. Primesc Duhul atunci când mă hotărăsc să urmez adevărul. Am mulți prieteni penticostali și prietenii mei penticostali vin și mă întreabă, pastore, tu crezi în a fi umplut de Duhul Sfânt? Da, sigur. Eu cred în umplerea cu Duhul Sfânt mai mult decât voi. O, cum? Mai mult decât noi? Ce vrei să spui? Uite, sigur, pentru că iată ce spune Biblia. Fapte 5 cu 32, noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Deci cine primește plinătatea Duhului Sfânt? Cine? Cei care ascultă de El.
cei care spun, o, legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci, s-a terminat cu acestea. Pot primi aceștia plinătatea Duhului Sfânt? Nu. Primim plinătatea Duhului Sfânt atunci când primim adevărurile Bibliei, când deschidem inima noastră ca să fim ascultători de Dumnezeu. În felul acesta primim deplinătatea Duhului Sfânt. Dacă doriți plinătatea Duhului Sfânt, deschideți-vă inima cu totul. Dar ce spune Biblia despre vorbirea în limbi? Ei bine, înainte de toate, în Fapte, capitolul 2, darul limbilor a fost dat în ziua cincizecimii, pentru ca fiecare persoană să fie capabilă să înțeleagă în limba proprie. În ziua cincizecimii erau mezi și parți și elamiți, oameni din alte naționalități. În ziua cincizecimii, darul limbilor era limbi adevărate pe care Dumnezeu le-a încredințat apostolilor, limbi pe care ei nu le învățaseră până atunci. Și scopul acestuia era să comunice Evanghelia. Dumnezeu a depășit granița limbelor. Marc, tu crezi în limba, crezi în darul limbilor? Voi aveți nevoie de darul limbilor ca să mă puteți traduce în 13 limbi. Astfel, cum ar asculta polonezii și ceoslovacii și norvegienii? Dumnezeu folosește darul unor limbi adevărate atunci când pastorul Roman Halupka a învățat într-un timp scurt în limba engleză în Anglia și câteva luni mai târziu a devenit traducătorul meu. Dumnezeu i-a dat darul limbii engleze ca să poată comunice în limba poloneză. Într-adevăr, darul limbilor este o limbă adevărată pentru a comunica Evanghelia. Dar cineva spune în 1 Corinteni, se spune că se rugau în limbi. În 1 Corinteni se spune despre credincioșii din Corint care foloseau darul cel bun al limbilor într-un sens greșit. Unii vorbeau aici într-o limbă, alții într-o altă limbă. Ei vorbeau în limbi reale, date de Dumnezeu, dar nimeni din adunare nu le cunoștea. Așa că apostolul le scrie să folosească darul limbilor cum trebuie, nu greșit. Apostolul spune, în biserică voiesc mai bine să spun 5 cuvinte înțelese și să învăț pe alții, decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. Deci vreți să vorbiți în limbi? Vreți să vorbiți în limbi adevărate? Erau multe limbi. Iată ce trebuie să faceți. Unu, limbile sunt un semn, nu pentru credincioși, ci pentru necredincioși. Deci sunt astăzi multe biserici în care sute de oameni vorbesc în limbi pe care nimeni nu le înțelege. Au zis, limbile sunt un semn pentru necredincioși, nu pentru credincioși. Nu avem nevoie de ele în biserică, pentru că noi ne înțelegem unii pe alții. Dar este un necredincios care nu cunoaște, nu înțelege Evanghelia și Dumnezeu dă unui credincios darul limbilor ca să-i poată comunica. Sunt oameni în țările îndepărtate, în jungle, în locuri, misionari care nu cunosc limba și li se dă capacitatea să vorbească în limbile acelor triburi. Apoi Pavel spune că doi, cel mult trei, ar trebui să vorbească în limbi. Dacă sunt 1000 sau 1500 sau 100, o mare confuzie. Trebuie să fie un tâlcuitor, un tâlmăcitor. Cineva vorbește într-o limbă și altcineva tâlmăcește pentru cine care nu înțelege. Limbile sunt oferite pentru transmiterea rațională a Evangheliei. Și Biblia mai spune că persoana trebuie să stăpânească cuvintele și acțiunile. Cu alte cuvinte, darul adevărat al Duhului Sfânt niciodată nu trece pe lângă creierul, pe lângă mintea noastră. Ce semnează că am fost creați după chipul lui Dumnezeu? Dumnezeu ne-a dat rațiune, ne-a dat minte. Duhul Sfânt nu ocolește mintea, pentru că El ne-a creat după chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este proslăvit atunci când vorbesc în limbi care nu sunt înțelese. Care este adevăratul dar al limbilor? Este o limbă adevărată pe care Dumnezeu o dă în mod supranatural, în ocazii speciale, pentru a traduce, pentru a interpreta Evanghelia, pentru a predica Evanghelia. Atunci când suntem plini de Duhul Sfânt, Biblia spune, 1 Corinteni 14:33, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii. Ca să fii plin de Duhul Sfânt înseamnă să ai o inimă gata să se pocăiască, însemnează
să ai o inimă care îl iubește pe Iisus, să fii plin de Duhul Sfânt însemnează, să ai o inimă hotărâtă să primească adevărul lui Dumnezeu din cuvânt, să fii plin de Duhul Sfânt însemnează să ai o năsuință după adevărul lui Dumnezeu, să ai o hotărâre, să cunoști adevărul. Biblia spune, Psalmul 51 cu 11, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Atunci când trăiesc mai departe în păcat și știu bine ce fac, atunci când îmi întorc spatele lui Dumnezeu și știu bine ce fac, când întorc spatele adevărurilor Bibliei și știu bine ce fac. Biblia spune că merg pe un teren primejdios pentru că împietresc inima. În Psalmul 19 cu 13, păzește de asemenea pe robul tău de mândrie sau de înfumurare să nu mă stăpânească. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Păcatul de neiertat. Ce păcat teribil. Ce păcat să-mi împietresc inima, să mă îndepărtez de Dumnezeu. Când Maria adesea a comis adulter, Iisus i-a spus, nu mai păcătui, nu ți-e împietre inima. Maria, du-te, Maria, nu mai păcătui. Este un lucru periculos să întoarcem spatele lui Dumnezeu, care face apeluri la inima noastră. Este un lucru periculos să ne întoarcem spatele lui Dumnezeu, care se apropie de noi. Pentru că această împotrivire continuă împietrește inima. În stăruința în păcat pecetluiește inima. Păcatul de neiertat, atunci când cineva spune mereu nu lui Dumnezeu, mereu nu lui Dumnezeu, în cele din urmă ajunge în acel loc în care inima lui nu mai poate fi mișcată. Vă aduceți aminte de istoria lui Saul? Dumnezeu îl trimite pe profetul Samuel la Saul, dar Saul se împotrivește profetului. Saul se împotrivește adevărurilor cuvântului lui Dumnezeu și Saul zice, îi plac Domnului mai mult arterile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului lui Dumnezeu mai mult. Profetul spune, Saul, toate darurile tale lui Dumnezeu nu fac, nu schimbă lucrurile atâta vreme cât te împotrivești lui Dumnezeu. Darurile tale nu schimbă cu nimic atâta vreme cât ești revoltat împotriva lui Dumnezeu. Saul, dacă îți închizi inima lui Dumnezeu, ești în mare necaz. Saul s-a împotrivit adevărului. În cele din urmă s-a dus în peștera unei vrăjitoare, în Endor, ca să afle acolo informații. În ultimele zile ale istoriei, fiecare ființă omenească va fi fie stăpânită de Duhul lui Dumnezeu sau își va împotrivi, își va împietri inima și va fi stăpânită de Duhul celui rău. În timpul sfârșitului, fie adevărul, fie minciuna. În timpul sfârșitului, fie o inimă deschisă lui Dumnezeu, fie o inimă închisă lui Dumnezeu. Sunt cei care s-au împotrivit lui Dumnezeu și au spus, nu vreau să am de-a face. Sunt cei care spun, Doamne, te primesc cu plăcere, dar sunt mulți, cei mai mulți sunt la mijloc. Câteodată ascultă, câteodată nu ascult. Dar acum se petrece o polarizare, o despărțire. Chiar voi, cu voi, cu prietenii mei, s-a petrecut schimbarea aceasta. Ați devenit acum mai spirituali? V-ați rugat mai mult? Dar alții s-au împotrivit mai mult. Fie deschideți inima mai mult, fie vă împotriviți lui Dumnezeu. Poate aceasta este ultima chemare a lui Dumnezeu. Biblia spune că Saul s-a îndepărtat de Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat? Duhul Domnului s-a îndepărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău. Un duh rău îl muncea. Prietenii mei, dacă v-ați îndepărtat de Dumnezeu, un duh rău vă muncește. Un duh rău vă muncește. Dar dacă ne deschidem inima lui Iisus, Duhul Sfânt vine în inima noastră. Harul Lui ne iartă păcatul. Puterea Lui schimbă viața noastră.
Și putem să privim când va coborâ din ceruri ca să ne mântuiască. Vreau să vă întreb în seara aceasta, v-ați deschis inima lui Iisus? Mai este ceva în viața voastră care nu este în armonie cu voia Lui? Ați participat la aceste întâlniri. Mii și zeci de mii l-au primit pe Domnul Hristos. Acum creșteți în Iisus. Acum nu fac apel la dumneavoastră aceștia care ați luat hotărârea pentru botez. Nu pentru voi vorbesc acum. În seara aceasta vorbesc în mod special pentru trei feluri de persoane. Întâi, poate este cineva în sala aceasta, cineva este în sala aceasta aici, este ceva în viața ta între tine și Iisus. Poate că ești un membru al bisericii sau poate că nu ești, dar este un păcat în viața ta. În seara aceasta îți vorbesc ție, tu știi că păcatul este acolo, un păcat tainic, un păcat ascuns, care te tulbură, care te necăjește, te neliniștește, o atitudine, un obicei. Și în seara aceasta vrei să spui, Iisuse, vreau să mă despart de păcatul acesta. Vreau să mă predau în seara aceasta. Nu mai vreau să fie nimic între mine și tine. Este un păcat în seara aceasta, știi că este acolo. Îl cultivi, îl păstrezi. Doamne, de ce nu spui, Doamne, vreau să-mi deschis inima. Poate că sunt oameni aici, în Orlando, în Statele Unite, pretutindeni în lume. Știi că ai aflat adevărul cu ocazia aceasta, dar te-ai împotrivit, ai stat deoparte. Ai aflat că trupul tău este templul Duhului Sfânt și că trebuie să te desparți de alcool, de fumat, de alte lucruri nesănătoase, să iei poziție de partea adevărului, de partea sabatului. Sau poate a fost un timp când ai fost de partea lui Hristos, te-ai îndepărtat și acum Dumnezeu dorește ca să te întorci și te conduce să fii rebotezat. Vreau să vă invit pe toți, pretutindeni, să vă rigați. Vom asculta un hymn minunat, să ne ridicăm cu toții. Oriunde suntem, în Statele Unite, în Canada, în întreaga lume, Jennifer va cânta un cântec minunat, cunoscut în toată lumea, așa cum sunt. Așa cum sunt. Fie că sunteți aici în Orlando, în Statele Unite sau Canada, în seara aceasta poate sunteți în Germania, în România, în Portugalia, în Polonia sau în America de Sud. Dacă este un păcat în viața voastră, Dumnezeu va atinge și Dumnezeu dorește ca să atingă păcatul acesta și să-l îndepărteze. Sunt persoane care spun, vreau să știu că sunt iertat. Vreau să știu că mâna mea este în mâna lui Dumnezeu. Și acum, când vom începe să cântăm, din locurile în care vă aflați, mă voi ruga la sfârșit pentru patru feluri categorii de persoane. Pentru aceia care simțiți că în viața voastră este ceva care vă împiedică să fiți într-o relație bună cu Dumnezeu. Vreți că atunci când plecați, să fiți împăcați cu Dumnezeu, să fiți eliberați de vinovăție, veniți aici în față. Este cineva în seara aceasta care a fost condus spre adevăr, dar s-a împotrivit până acum. Cu capul plecat, veniți aici în față, vreau, Iisuse, să te urmez. În al treilea rând, este cineva care a urmat cu Iisus, dar acum s-a îndepărtat și vrea ca să fie rebotezat. O viață nouă în Hristos, veniți în față. Sau sunt cei care au fost invitați, s-au împotrivit, și acum doriți să veniți. Vă rog acum ca pastorul local sau presbiterul local să meargă în față și să încurajeze pe cei care doresc să vină în față. O chemare la altar, dacă Duhul lui Dumnezeu vă vorbește. Doamne, dă-mi putere, dă-mi curaj. Dă-mi curaj ca să pot să rezist împotrivirii familiei sau păcatului care este în viața mea. Vreau să vorbesc special prietenilor mei din România. Am primit istorisiri extraordinare ale celor care au răspuns aceste invitații de a veni în față. Mame și fiice, familii care s-au întâlnit acolo fără să știe unul de altul. Vă încurajez să veniți acum în față. Așa cum sunt, la tine vin, căci singur nu pot să mă îndrept. Să duc o viață de mai bine
în rugă harul tău l-aștept. As we sing, just come now, press right in, folks, so others can still come. Veniți mai în față, pentru ca cei care urmează să vină, să aibă loc. Așa cum sunt, plin de păcate, mă cred în sângele versat. Să mă albească, știu că poate. Să fiu un om nou nepătat. Așa cum sunt la tine, vin. There's something in your life you need to make right with God, you just come. Some sin that you need to lay down, just come. Este un păcat în viața ta pe care trebuie să-l scoți din viață, veniți. Dacă v-ați împotrivit hotărârii, veniți acum. We're going to sing one more verse and you come just now. Am primit istorisiri extraordinare. Vor fi acestea puse pe o casetă și transmise pretutindeni. Aceste chemări în față oferă Duhului lui Dumnezeu ocazia ca să vă zdrobească inima. Așa cum sunt. Nu am nimic care să mă recomande, doar sângele mielului care a fost revărsat pentru mine. Tu mă inviți să vin la tine și vin la tine, o miel al lui Dumnezeu. Eu vin. Kelly's praying quietly here in Orlando. More people are just streaming down the aisle. Mai mulți, tot mai mulți vin aici în față, dacă doriți să veniți, este timpul să veniți. Dacă a fost ceva care v-a reținut până acum, oriunde sunteți, în Statele Unite sau în Canada, dacă Duhul lui Dumnezeu vă vorbește, dacă simțiți chemarea lui Dumnezeu, dacă simțiți că trebuie să vă împăcați cu Dumnezeu, este ceva în adâncul sufletului, ceva de care trebuie să vă despărțiți. În seara aceasta, vin în față. Dacă Dumnezeu ți-a atras în seara aceasta atenția asupra unui păcat, trebuie să te desparți de El, vină în față. Ai nevoie de putere ca să îl urmezi pe Iisus. Poate ai o dificultate cu serviciul, ai nevoie de putere ca să ții sabatul. Dacă ai aflat adevăruri noi, dar ai șovăit să vii. Vrei ca de acum să mergi cu Domnul Iisus? Vrei să fii botezat sau rebotezat? În curând mă voi ruga. Dacă vrei să faceți parte din această rugăciune de mijlocire, putere specială de la Dumnezeu, în mod sincer, dacă doriți să veniți, vom mai aștepta câteva clipe pentru ultimii care să vină. They come, the young and old, boys and girls, tineri, băieți și fete, bărbați și femei, vin la Isus. Come for forgiveness. Vin pentru iertare. Come for mercy. Vin pentru îndurare. Come for his power. Pentru puterea Lui. They're coming. Ei vin. I'm trying to stop the call, but here in Orlando, they just keep coming. Aș fi dorit. Because the Spirit of God is doing something in this meeting tonight. Să încheie apelul, dar iată că ei vin. Inimi sunt vindecate, bărbați și femei care au știut că trebuiau să vină. Iată acum vin. Vin ca să se elibereze de păcat, să se consacre lui Iisus. Ei vin. Mă voi ruga acum. Și în timpul, chiar în timpul rugăciunii, dacă vă simțiți îndemnat să veniți, veniți.
Pastorii și plasatorii sunt aici și la sfârșit vor vorbi cu voi. Tată care ești în cerul, zeci de persoane au venit, bărbați și femei, băieți și fete au venit. Au venit să-L cunoască pe Iisus, au venit să-L găsească pe Domnul Hristos, au venit să-și descarce povara de păcat, au venit. Îți mulțumesc, Tată, că au venit. Și Tată, ai spus că atunci când venim la Tine, niciodată nu ne vei da afară. De aceea am venit la Tine. Și Te lăudăm, Tată, că păcatele noastre pot să fie iertate. Îți dăm acum toate păcatele și cerem în schimb putere și tărie în viața noastră, chiar acum. Doamne, unii dintre noi au aflat adevăruri noi de care sunt înspăimântați și nu știu ce să facă. Te rog să le dai putere ca să Te urmeze. Unii dintre noi Te-au cunoscut, dar apoi s-au îndepărtat și acum doresc să fie rebotezați. Încurajează-i ca să intre în apa botezului și să fie curățați. Unii vor fi acum pentru prima dată botezați. Acum unii doresc să se unească cu biserica Ta, mărturisindu-și credința în aceste adevăruri. Îți mulțumesc că umpli inima noastră cu iubirea Ta și că ne îmbrățișezi cu dragostea Ta, în numele Lui Iisus. Amin. Iată, chiar aici, în Orlando, sute de persoane au venit și mii în lumea întreagă. Pastori, organizatori locali, presbiteri, luați-vă acum câteva minute ca să discutați cu cei care au venit în față. Ați venit în față pentru botez sau rebotezare sau să vă uniți cu poporul lui Dumnezeu, mărturisind credința în adevărurile acestea. Aveți nevoie de ajutor? Dacă ați venit în față, vă rog aici în față să se facă loc și să mai rămânem câteva minute aici. Vreau să vorbesc cu dumneavoastră și același lucru pretutindeni, pastorii și presbiterii, să discute cu cei care au venit în față sau cu cei care vor veni acum. Doresc ca să vă văd pentru câteva clipe aici în față. Dumnezeu să vă binecuvânteze!